Bun găsit, dragi prieteni, aș începe în această seară cu Gicu Iorga. Nu știu dacă este cunoscut omului de rând, dar ar trebui să fie, sau dacă nu va fi, în orice caz. Omul este, într-adevăr, un CV beton, este o personalitate. A fost șeful Vămii Giurgiu, a fost președintele clubului de table din Giurgiu, de fapt, cu asta trebuia să începem. La un moment dat, într-o guvernare de asta comună, PSD-ALDE, el fusese promovat tot așa ca un cărător de geantă în niște funcții de astea înalte și, bineînțeles, liberalii au protestat imediat. Da, cum se întâmplă de obicei în politica românească, mintea de pe urmă, din fericire, odată cu acumularea greșelilor, înfrângerilor de astea usturătoare, până la urmă îți vine mintea la cap. Și noi suntem ca luxemburghezi în politică, după înfrângeri grobi ani și ani la rând în toate sporturile, în sfârșit reușesc și ei și reușim și noi în politică să punem șaua pe unii. Uite, de exemplu, l-au reevaluat liberalii pe domnul Gicu Iorga și acum a ajuns să fie numit de către premierul Ludovic Orban secretar general adjunct în Ministerul Economiei. Vă dați seama ce e acolo. Adică tot un fel de Vama Giurgiu. Dar ideea care era? Să vă citesc ce spuneau liberalii despre el acum puțin timp, adică cu... Asta a fost în aprilie 2019, deci cam cu 10-11 luni înainte de declanșarea pandemiei. Iată ce spuneau liberalii atunci despre Gicu Iorga, în momentul în care era guvernul Dăncilă și Anton Anton era ministrul energiei. Gicu Iorga ajunsese tot așa să fie numit într-o funcție înaltă. Nea Gicu jupânul Iorga, șeful clubului de table din Giurgiu și mâna dreaptă a domnului deputat ALDE Toma Petcu, va încasa 10.000 de euro în fiecare lună pentru 2 ore lucrate la electrică. Ama ce au tablele cu energia electrică rămâne de aflat. Dacă cineva va îndrăzni să-l dea afară, tunau liberalii atunci, compania îi va plăti NDLR acestui impostor sute de mii de euro de spăgubiri. Este strigător la cer, chiar nu vă e rușine? E un turcism ăsta. Ajunge imediat și la Robert Turcescu. E un turcism. E bine, între timp liberalii și-au dat seama că au greșit. Și-au dat seama că până la urmă ce se întâmplă în aprilie 2019 nu mai e nici de cum valabil în august 2020. Multe au trecut într-adevăr de atunci peste noi, pe deasupra noastră, pe dedesubtul nostru și iată că l-au reabilitat pe omul nostru care are, vă spuneam, un CD extrem de stufos, ar putea să lucreze și la Casa Albă. A fost numit în 2017 secretar general în Ministerul Energiei, care era controlat în mod inacceptabil de ALDE în timpul guvernării comune cu PSD. Ulterior, el a fost promovat și în Consiliul de Administrație al Companiei Electrică cu capital de stat. Poziție în care a fost păstrat și în guvernul PNL, după ce Toma Petcu, fostul ministru al energiei, a trecut de la ALDE la PNL. Da? Vama Giurgiu, să nu uităm, și de asemenea candidat PDL la alegerile locale din Giurgiu în 2008, ce are în spatele lui, într-adevăr, o carieră excepțională. Bun, asta a fost mai degrabă de plâns, pentru că așa arată la noi situația, ăștia sunt peneliștii, da? Niște PSD-și mai proști. Mie îmi spunea cineva, bă, haideți totuși să avem un pic de răbdare cu ei, că într-adevăr vor fi mai proști, dar poate nu sunt atât de hoți. Hai să mai vedem până pe 31, adică lunea viitoare, când e moțiunea de cenzură, cine e mai prost, PSD-ul sau PNL-ul. Bun, până atunci să ajungem la adevăratul subiect al zilei, care la un moment dat fusese anticipat de elita scriitoricească de la noi, țineți minte câteva voci, că cât mai avem, 2-3 scriitori, e bine, s-au ridicat atunci când au auzit aia cu pe aripile vântului, că toți sunt îndrăgostiți de filmele alea de epocă, știi, că dacă scrii undeva 2 rânduri pe la vreo gazetă și spui că nu ți-a plăcut Casablanca, zic ăștia, bă, nu ești un intelectual, nu ești un scriitor, nu ești un cinefil. Și atunci toți sunt cu filmele alea de pe vremuri care ori nu le-au văzut, ori n-au înțeles mare lucru din ele, e așa și cu lecturile. Nu o să auziți niciodată mare scriitor să vă spună, bă, mie nu mi-a plăcut 10 negri mititei. Sau, n-am citit-o dă-o dracului de carte. No, toți sunt îndrăgostiți
de lucrurile astea, de fapt, în realitate, sigur că lucrurile stau cu totul altfel. E bine, gata, s-a terminat romanul Polițist 10 Negri Mititei, care suna oribil în aceste vremuri când se demolează statuile avangardiștilor. E bine, s-a încheiat, e final, s-a încheiat, nu va mai purta acest titlu. Aflăm că în Franța romanul Polițist se va numi pur și simplu Erau 10. Bună idee, într-adevăr, au suprimat mititei, au suprimat și negri, s-ar putea ca amândouă să jeneze în același mod, în România însă nu. Informațiile pe care le avem la noi vor fi mititei în continuare în titlu, de exemplu 10 mititei. Sună bine în România, mai ales că acum nu mai citește nimeni oricum. Dar în Franța așadar se ajunge la Erau 10, ăsta ar fi titlul. Vă reamintesc romanul scris în 1938 de Agatha Christie, care s-a prăpădit în 1976, deci este oale și ulcele deja de atâta timp. Decizia a fost luată de cel care deține drepturile de autor, strănepotul scriitoarei, James Pritchard. Acesta până la urmă, ca să mai câștige niște bănuți, probabil, sau să nu-i mai spargă unii geamurile cu pietre, eventual chiar să-i dărâme crucea de pe mormânt Agatei. E bine, a făcut până la urmă un fel de înțelegere de asta, cum a făcut Radu Budeanu cu DNA-ul. A turnat-o pe Agatha Christie într-un fel și a recunoscut că astfel de titluri în ziua de astăzi nu mai au ce să caute. Așteptăm și noi Chirița lui Alexandri, unde se folosesc cuvinte grele. Așteptăm în general toată opera lui Caragiale. Atâta doar că la noi n-are nimeni timp să răsfoiască literatura, care este plină de anomalii dintre astea inacceptabile și neagreabile în secolul 21. E bine, în roman se folosește cuvântul negru de 74 de ori. Probabil ăsta a fost și succesul său, pentru că vă reamintesc că a fost vândut în peste 100 de milioane de exemplare 10 Negri Mititei, plus tot felul de proaste adaptări cinematografice și de televiziune, una mai proastă decât alta în general. Au fost câteva mai interesante, ca să spună cinefilii că au văzut ceva. Ei, în general, fiind o castă, sigur că nu dau cu... nu aruncă cu pietre în filmele pe care le văd. Critica și ea totdeauna găsește ceva bun. Sunt pozitivi oamenii acolo. Nu recunosc că până la urmă se uită la niște naveuri dintre astea, adică niște filme de proastă calitate. Ce mai spune totuși James Pritchard ăsta, care are drepturile patrimoniale, vă explicam, pentru lucrările scriitoarei, și anume decizia pentru care a redenumit cartea sau a fost de acord cu redenumirea ei. Când a fost scrisă cartea, limbajul era diferit. Se foloseau cuvinte azuitate. Nu, absolut deloc. Sunt tot cuvintele pe care le folosește lumea și astăzi, neicusorule. Nu mai poți să spui în public așa ceva. Da, lumea le folosește chiar mai mult decât se foloseau în anii 30. Cum adică? Ce vrei să spui, că astăzi nu mai înjurăm? Și mata înjuri. Și membrii CNA înjură, că și ei sunt tot oameni. Numai când ne ducem la serviciu sau când ne prefacem de fapt că lucrăm, în realitate la serviciu nu merge nimeni în România, de prefacem că lucrăm, da? Atunci venim și încercăm să ne salvăm ori leafa, ori viitorul, ori concediile, da? Chestia genul ăsta, dar nu putem să spunem că dintr-o dată ne-am făcut băieți cu minți, da? Nu mai înjură nimeni. Mă, împotrivă, mi se pare că sudălmile sunt mai multe astăzi decât în anii 30, mai ales că atunci mai aveam speranță. Astăzi aceasta a dispărut și putem să înjurăm mai abitir un pic. Da, pentru că știm că vine sfârșitul lumii cel târziu, la capătul secolului 21. Da? Cel târziu. Câți meteoriți nu vor mai trece pe lângă noi până atunci? Sunt convins, zice Bou ăsta, că Agatei Christie nu i-ar fi plăcut ca cineva să se simtă jignit de vreun cuvânt folosit de ea. Nici ăsta n-a citit cartea. Menirea ei era aceea de a crea divertisment. Din fericire, suntem astăzi, sau putem astăzi, să remediem situația fără să o trădăm, adică pe Agatha Christie, astfel încât să fie acceptabil pentru toată lumea. Pentru mine are sens. N-aș vrea ca un titlu să distragă cuiva atenția de la ceea ce are de făcut. Nu trebuie să mai folosim termeni care riscă să rănească pe cineva.
Acesta este comportamentul pe care trebuie să-l avem în 2020. Bă, cât o fi luat oare ăsta? Dar ce jignire, adică, e acea... Era, până la urmă, o figură de stil, nu? Era o metaforă și a numit, până la urmă, un măgar, un măgar, sau o pisică, faut appeler un chat, un chat, nu? Cum spune francezul, ce legătură are? N-a jignit pe nimeni, nu i-a făcut în niciun fel. Asta vă reamintesc, vine după ce pe aripile vântului, celebrul film, a fost scos și el de pe platforma HBO Max, cea mai importantă din Statele Unite. Dar știți pentru ce? Pentru contextualizare. Evident că între timp lucrurile s-au reparat, ați aflat acolo, la protestele cetățenilor, în special a celor care au prins perioada respectivă și care nu mai au foarte mult de trăit. E bine, ăștia au protestat că tinerii nu știu nici unde este Statele Unite pe hartă. Un american din 100.000 își găsește țara pe hartă, ăsta este bilanțul. Cam asta este cultura oamenilor de astăzi pe planetă și noi vorbim de capriceri de ăsta. Să ne facem buni și respectabili, să nu mai jenăm pe nimeni. Da, mediocritatea nu trebuie deranjată, pentru că da, nu trebuie să ne mirăm, dacă ați fost atenți, v-am citit știrea cu Gicu Iorga mai devreme. Da? Șeful de la table, de la Giurgiu, a ajuns prin ministere. A, table la Giurgiu, bă, nu table la Düsseldorf sau la Miami. La Giurgiu, taică. Da? Așa și aici, așa, mediocri înainte, bineînțeles, cine să-i mai deranjeze? Cu câți de ei vreți dumneavoastră, domnișoară? Spunea ministrul educației România la televizor. Da? Ăștia suntem. Ce ne mai trebuie justificări? Ascultăm câte un bou din ăsta și după aia suntem penalizați, că nu suntem la fel de boi ca și el. Bun, vedeți că mai sunt știri interesante. Noi suntem prietenii animalelor, după cum bine se știe. În general, prietenii patrupedelor. Și virusul, până la urmă, va fi declarat tot un animal. Poate chiar biped. Nu știu, o să vedem. În câțiva ani vom avea și ziua virusului. Că noi trebuie să le împăcăm pe toate. Dar, deocamdată, astăzi este sau a fost ziua câinelui. Câinele, bă, fraților, prietenul omului, noi suntem prietenii câinelui, câinele este prietenul omului. Uite că, până la urmă, o să ne înțelegem cumva. Avem și poliția animalelor, sau, mă rog, o să o avem. În România totul este anticipativ, așa. O să se fure niște bănuți pe acolo, vom vedea niște cuși goale, da? Are cine să tragă un pic de bănuți de pe urma asta. Un studiu australian, interesant că nu avem studii australiene chiar în fiecare săptămână, spune că un câine a devenit cel mai bun prieten al omului datorită hormonului oxitocină, cunoscut de hormonul fericirii și al iubirii. Dar n-aș vrea să dau în porcăriile astea lacrimogene, așa. Hai să rămânem mai bine la câine. Lasă-le cu fericirea și cu iubirea. N-au fost niciodată fericit, domnul Tucă. Da? Sau domnul... A? Cui? Îi spunea lui Marius Tucă, parcă îi spunea. N-au fost niciodată fericit, domnul Marius Tucă. Așa, al lui Ion Cristoiu. Da? Câini o fi avut. Rezultatele experimentului au demonstrat faptul că un câine care a primit acest hormon a avut rezultate mult mai bune față de alte animale. Să dăm și la girafă, să dăm la dinozaur. Uite, ieri, Călim Popescu-Tăricianu, care să știți că e primul pe listă. Nu știu dacă a fost cu bile calde și cu bile reci, o să ajungem imediat să enunțăm pe toți că, într-adevăr, sunt excepționali băieții ăștia. E primul pe listă, Călim Popescu-Tăricianu, care a dezgropat dinozauri. L-a făcut pe Nicușor Dan dinozaur, deși el vine din ALDE, da? El vine din PSD-ul ăsta cu dungi așa târcat după ce și-a părăsit credința liberală. Dar până să ajungem la lista de la Primăria Generală, știți că aveam o slăbiciune pentru sectorul 5, mereu am avut-o. Două sectoare mi-au plăcut de când m-am născut, sectorul 2 și sectorul 5. O trebuie să mă întrebați de ce, că gusturile și culorile până la urmă sunt atributul fiecăruia. Sectorul 5 a plăcut întotdeauna, dar cred că și aici s-ar putea interveni. Nu, vreau doar așa să sugerez. Nu mă bag, nu sunt... Din păcate n-am o locuință în sectorul 5, nu o să pot să votez niciodată acolo, dar totuși aș sugera ca la un moment dat și aici niște termeni să fie un pic modificați. Că prea vorbește lumea așa pe stradă că sectorul 5 ar fi nu știu cum. Cred că s-ar putea schimba un pic coloratura, da?
culorile electorale, vreau să spun, ale acestui iubit sector bucureștean. E bine, avem o listă excepțională aici, condusă desigur de Cristian Piedone Popescu, economist. Ăsta a făcut economii toată viața lui, fostul primar al sectorului 4, că n-a mai îndrăznit